a 19-a cheie a cheia genelor. CD, sacrificiu, dar, sensibilitate, umbră, codependență. Omul viitorului, partener de programare 33 a 33-a cheie a genelor, inel de codoni, inelul gaiei, fiziologie, pilozitate corporală, aminoacid, izoleucină. A 19-a umbră, codependența, marea schimbare. Împreună cu a 49-a și 55 a 55-a umbră, a 19-a umbră este probabil cea mai actuală a zilelor noastre. Trăim vremuri ale transformărilor globale fără precedent, care se produc pe niveluri diferite, de la cele mai materiale la cele mai spirituale. Pentru a capta cu adevărat esența a ceea ce se petrece cu omenirea, trebuie să privim nu atât la dimensiunea spirituală cât la capătul opus al spectrului, către biogenetică. Mintea umană este cufundată în cauzalitate. Atâta vreme cât recunoaștem o cauză, credem că există un scop. Dacă ești genetician, consider că tot ceea ce observi servește scopului evoluției vieții. Dacă ești mistic, totul servește scopului evoluției conștiinței. De mii de ani omenirea a încercat să înțeleagă scopul vieții din dimensiunea spirituală, dar abia recent am căpătat abilitatea de a înțelege scopul vieții din dimensiunea materială. Odată cu apariția geneticii, începem să vedem microprocesele ce conduc evoluția însăși. Un om de știință poate spune că evoluția spirituală apare ca rezultat al evoluției sale biologice. Misticul tinde să vadă lucrurile exact invers. Fascinant în legătură cu punctul de vedere științific este că el se concentrează pe tărâmul cu frecvență scăzută, cel al materiei. Umbra 19 reprezintă un aspect al genomului nostru care suferă în prezent o mutație intensă. O mutație este un salt cuantic spontan și de obicei neașteptat de la o stare la alta. În genetică, mutațiile reprezintă deseori erorile ce au loc atunci când genele se copiază. Astfel de erori pot produce noi combinații chimice fascinante, care, în schimb, pot duce la evoluția unor forme cu totul noi. A 19-a umbra codependenței își are fundamentul în trecutul nostru ancestral tribal. Codependența se referă la această stare de conștiință situată de desubtul independenței, a fi independent înseamnă a te baza doar pe tine însuți, în vreme ce a fi codependent înseamnă a te baza pe factori externi. Când eram oameni primitivi, ne bazam în principal pe natură pentru propria noastră supraviețuire și întrucât ne bazam pe factori externi, i-am antropomorfizat, adică personificat. Cu alte cuvinte, am creat zei care să reprezinte acele forțe. Astfel, toate religiile lumii au luat naștere din umbra a 19-a. Relația noastră cu Dumnezeu sau un grup de zei este o relație de pură codependență, deoarece se bazează pe nevoia de a avea o autoritate exterioară. Aici, în 19 a 19-a cheia genelor, este păstrată una dintre cele mai mărețe povestiri ale omenirii, cea a relației noastre cu Dumnezeu. Atâta vreme cât omul crede într-un Dumnezeu din afara sa, frecvența planetei noastre va rămâne la nivelul celei de a 19 -a umbre. Vibrația suferinței umane depinde de existența unei autorități separate cu o frecvență mai înaltă decât a noastră. Această ultimă propoziție reprezintă definiția supremă a ceea ce înseamnă să fie o victimă, întrucât aceasta este caracteristica frecvenței umbrei. Partenerul de programare al umbrei a 19 -a, este a 33-a umbră a uitării. Prin crearea unui Dumnezeu exterior, am uitat puterea ce zace în stare latentă înăuntrul nostru. Dependența supremă de un factor extern este cea de mâncare. Dumnezeu a avut întotdeauna legătură cu mâncarea, iar mâncarea a avut întotdeauna legătură cu teritoriul. Producția de mâncare s-a bazat pe teritorialitatea tribală, motiv pentru care s-au dezvoltat inițial diferitele națiuni și culturi. Dar în vremurile noastre, cel puțin în lumea dezvoltată, mâncarea nu mai trebuie să provină de la propriul trib. Poate fi trimisă cu avionul din orice parte a lumii. De altfel, nevoile noastre alimentare se schimbă pe măsură ce învățăm să controlăm mediul cu eficiență sporită. Prin intermediul unor științe precum fizica nucleară și genetica, omenirea începe să se joace din ce în ce mai mult de a Dumnezeu. Astfel, ea trece de la o stare de codependență la una de independență. Pentru că astăzi, prin tehnologia modernă, putem depăși zei, nu prea mai avem nevoie de ei. Cu cât mai avansată este societatea, cu atât mai mult punem sub semnul întrebării divinitatea ca factor exterior. Totuși, a 19-a umbră suferă în prezent o mutație genetică uriașă, ceea ce înseamnă că dependența omului de religie suferă și ea o transformare. Vechile frici tribale legate de insuficiența resurselor sunt pe cale de dispariție și odată cu ele, marile religii. Ruperea unor astfel de relații codependente străvechi, profund înrădăcinate, are repercursiuni puternice asupra lumii noastre. Vechile modalități trebuie să dispară pentru a face loc noului. Acesta este scopul mutației, iar procesul este unul de distrugere. Doar atunci când praful se așează în cele din urmă, noua creație este pe deplin dusă la îndeplinire. Motivul pentru care toate acestea apar atât de înspăimântătoare constă în aceea că ele reprezintă o bifurcație în dezvoltarea noastră, în care o nouă cale se deschide, o cale în care ființele umane vor trebui să lase în urmă modalitățile codependente tribale. Întreaga lume se împarte între cei care devin mai independenți și cei care se agață de confortul vechilor modalități. La nivel global, începem să vedem aceasta manifestându-se acum sub forma tensiunilor dintre globalizare și regionalizare și a celor dintre știință și religie. Pentru noi, ca indivizi, transformarea Umbria 19 -a își va oglindi cea mai adâncă manifestare în propriile noastre relații. Relațiile codependente de modă veche ale soțului care muncește și soției casnice fac acum loc unui nou nivel de independență. Emanciparea femeilor schimbă infrastructura civilizației noastre, iar copiii sunt îngrijiți în mod colectiv, astfel încât atât mama cât și tatăl să mențină un nivel înalt de independență. Fie că ne place, fie că nu, acest lucru se petrece în toate țările dezvoltate. Copiii noștri cresc ca niște copii ai societății mai degrabă decât copiii unei familii tribale unice. Datorită modificărilor genetice uriașe ce au loc, dinamicile relațiilor bărbat-femeie sunt acum mai dificile decât oricând. O transformare semnificativă este pe cale de a se produce, iar rolurile se schimbă pentru a permite nașterea unei noi paradigme. Deși poate fi o naștere dificilă, a 19-a umbră va dispărea în totalitate din lumea noastră în viitorul nu prea îndepărtat. Mutația contemporană ce se petrece prin această 19-a cheie are un efect fără precedent asupra întregii vieți de pe planetă. Ca aspect vital al inelului de codoni al Gaiei, împreună cu a 60 -a și a 61-a cheie a genelor, ea sparge însă știparele structurii psihice a lumii. Rigiditatea reactivă de a celei de-a 60-a umbre și psihoza de a celei de-a 61-a umbre au subjugat planeta noastră multă vreme. În chimia ADN-ului nostru are loc o reacție masivă, întrucât vechile căi par a-și slăbi controlul asupra unicei realități pe care o cunoșteau. O frică și o violență potențială uriașă sunt generate prin intermediul umbrelor acestui inel de codoni pe măsură ce codependența noastră se dizolvă. Totuși, adevărul este că întreaga viață este și a fost întotdeauna interdependentă, deoarece întreaga viață este una. Chiar și interdependența este o iluzie, iar această înțelegere pune capăt psihozei lumii care acționează prin intermediul realității bazate pe supraviețuire a frecvenței scăzute a umbrea 19-a. Prin acest inel de codoni, trebuie să vedem și să trăim din nou în unitate cu toate ființele cu care împărțim această planetă Pământ. Și în cele din urmă, așa vom face. Caracter represiv, dornic de atenție. Caracterul represiv al acestei umbre iese la suprafață sub forma nevoii de atenție sau a atașamentului emoțional. Aceștia sunt oamenii care nu pot renunța la trecut din frica de a nu rămâne singuri. Acest lucru creează o dinamică relațională catastrofală, întemeiată pe a-i face pe alții victime ale nevoilor lor. Caracterele represive pot fi extrem de viclene în modul în care își transmit propriile tipare ale umbrei. Astfel de oameni vor utiliza cel mai probabil instrumente subtile, precum vinovăția, pentru a-și îndeplini nevoile. Ei au nevoie să se simtă doriți și vor acționa creând tot felul de drame deseori într-un mod total inconștient pentru a atrage atenția după care tânjesc. Sunt maestri ai atenției negative, atrăgând către ei energia altora fără să le pese în ce formă se manifestă aceasta. Chiar și violența este pentru ei o formă de atenție. Unicul mod în care poți sparge astfel de tipare este prin a deveni independent. Caracter de activ izolat Expresia mânioasă a acestei chei a genelor este izolarea. Astfel de oameni refuză orice fel de atenție proclamând sus și tare că nu au nevoie de nimeni. Un astfel de caracter doar pretinde că este independent în timp ce, dincolo de aparențe, el clocotește de furie. Bineînțeles, oamenii care se izolează astfel sunt extrem de grijuli să o facă exact în fața altora ei se asigură că îți arată cât de singuri sunt ei, tânjind după atenția pe care le-o aduce acest lucru, devenind și mai înveninați când ceilalți îi lasă în pace. În mod ironic, atunci când ceilalți încearcă să-i ajute sau să le ofere prietenia, ei explodează, proiectând toată furia acumulată asupra celor din jurul lor. E ușor de observat modul în care caracterul represiv și cel reactiv creează dinamica perfectă a relației tipice de codependență disfuncțională.